Mulțumesc frumos, Victoria, Camil, Juliane, pentru invitație și mă bucur tare mult să vă revăd pe unii dintre voi, să vă cunosc pe alții. O să povestesc un pic despre acest subiect al tranziției juste, poate din mai multe unghiuri. Mi-aș dori foarte mult să avem o discuție și sunt convinsă, uitându-mă la cine e în sală, că o să avem o discuție interesantă. Nu știu dacă o să reușesc să prezint un model de împărțire a costurilor sau lucruri de genul ăsta ce spuneai tu, Camil, dar asta cred că e un subiect foarte interesant de dezbătut în sine. Am pregătit o serie de slide-uri, o să vi le împărtășesc, o să-mi partajez ecranul. Ok, perfect. În primul și în primul rând, doar să vă spun așa că port destul de multe pălării profesionale. Poate mesajele pe care o să le dau astăzi și niște insight-uri pe care le am vin din mai multe unghiuri, pe de-o parte și din dezbaterea asta, din poziția mea globală, pentru că sunt într-adevăr liderul programului global al Ashoka pe subiectul planetă și climă. Noi suntem cea mai mare rețea globală de antreprenori sociali și de inovatori sociali și avem în rețea soluții foarte interesante, inclusiv din zona de creare de joburi verzi pentru foști lucrători din domeniul carbonifer, spre exemplu, un Ashoka Fellow care face lucrurile acestea în Statele Unite, cooperative de energie, foarte multe inovații sociale interesante, începute de la firul ierbii de antreprenori sociali și de inovatori sociali, pe care am ajuns să le cunosc de-a lungul anilor. Am încercat, inclusiv în unele din programele fundației noastre din România, să transferăm acest gen de inovații în România, cu mai mult sau mai puțin succes, dar în tot cazul cred că există și această perspectivă de soluții care vin din rândul societății pentru probleme. Problema aceasta a tranziției energetice, nu doar soluții care vin de la nivel de politici publice. Pe de altă parte, evident, politicile publice sunt importante și eu am un masterat în domeniul politicilor publice la Hertie School of Governance în Berlin. Am și lucrat și pentru primul ministru și pentru Banca Mondială și l-am dat și pentru ministrul energiei pe subiectul acesta al politicilor publice. Mi-au fost întotdeauna extrem de dragi pentru că văd și importanța acestei mișcări de sus în jos, la fel cum și cea de jos în sus este relevantă, motiv pentru care anul trecut, oarecum dintr-o întâmplare, am acceptat invitația unei prestigioase companii de consultanță slash școală de business din Europa, Frankfurt School of Management, să conduc echipa de consultanți naționali și internaționali care au sprijinit guvernul României în elaborarea planurilor teritoriale privind tranziția justă. Și majoritatea intervenției mele o să fie din zona aceasta de ce a fost munca noastră în acest proiect. În același timp, acum un an de zile am fost aleasă în plenul Consiliului Economic și Social ca reprezentant al societății civile, hai să zic așa, cu un mandat pe zona aceasta de sustenabilitate și mediu. În plenul Consiliului Economic și Social, după cum știți, sunt reprezentați sindicate, patronate, societate civilă și au fost în ultimul an anumite propuneri de inițiative legislative legate de tranziția justă, în care am putut să percep aceste clash-uri între diverse părți sociale. Foarte interesante au fost dezbaterile, spre exemplu, când s-a pus problema reducerii vârstei de pensionare pentru lucrătorii din mine. În același timp, de vreo 2 ani de zile, cred că anul ăsta se face al 3-lea an, predau la FABIS, la ASE, la masteratul de energie al facultății, predau despre sustenabilitatea companiilor din domeniul energiei și responsabilitatea lor socială. Anul ăsta predau și la licență, unde e chiar mai interesant decât la master. Studenții mai tineri sunt un pic mai provocatori în vederile lor, în vederile pe care le au. Aș merge mai departe, punând așa pe masă câteva dileme conceptuale pe care cred că trebuie să le. Corina, scuze de întrerupere, doar voiam să-ți spun că se vede doar pe ecran, doar Corina Muraca has started screen sharing. Presupun că n-ai dat click pe PowerPoint încă, nu? Pentru că. Ba da. Ah, ok. Uite, aici se văd cele 4 imagini? Nu? Nu. Pot să mai am ok. dată, Dar eventual. acum la început să zic că nu erau importante graficele, Știu, mai mult știu, contat ce știu. spuneam, dar mai Știu, încolo știu. o să fie aici acum e. Nici acum nu se vede. Dat că mai devreme a mers. Știu că acum nu avea legătură, dar mă gândeam că la un moment dat o să
treci la... Păi da, o să fie niște grafice interesante cu niște cifre de impact și aș vrea pe alea chiar să le discutăm. Dar nu-mi dau seama. Nu mi s-a mai întâmplat, mărturisesc. Și vorba aia de 2 ani numai de în zoom. Mai devreme și a mers, da. Cum e acum? Nu e, nu? Nu. Ok. Chiar nu-mi dau seama. Maybe you could send the presentation to Victoria and she can... Yes, and I can try to screen share it myself. Nici acum nu e, nu? Nu. Ok, Victoria, uite ce-o trimit pe adresa ta de Gmail cu mențiunea că e mare, sper să intre repejor. Mă miră destul de tare chestia asta. Imediat. Mă scuze, scuze de întrerupe, dar ne-a semnalat și cineva. Da, da, nu, sunt întru totul de acord și chiar spre final sunt importante slide-urile. Uite acum ți-am trimis-o, mi-a zis message sent. În fine, între timp, ca să nu pierdem vremea, v-aș expune perspectiva asta conceptuală pe care am încercat să o redau la... s-o pun la începutul prezentării, că mi se pare important să discutăm ce înseamnă tranziție justă și justă pentru cine, pentru că aici, iarăși, din ce am văzut, v-am spus, mai ales în experiența mea din CES, cred că există vederi foarte diferite în societate cu privire la ce înseamnă justiție și pentru cine. Grupurile din zona aceasta a lucrătorilor din mină, a persoanelor care au fost implicate în energia bazată pe cărbune, au o perspectivă vis-a-vis de justețe și de ce ar trebui să li se cuvină în urma efortului pe care l-au făcut de a asigura până la urmă energie pentru România timp de atâția ani, iar restul societății are o altfel de perspectivă. Uite că acum merge. E slide-ul 3, Victoria, și scuze dacă o să trebuiască să faci. Da, mai dă-mi indicații, te rog, ca să... Da. Asta era o primă dilemă, pentru că mi se pare că nu a clarificat nimeni, nici la nivel european, nici la nivel românesc, de fapt, cum abordăm această chestiune a justiției, ce înseamnă just și pentru cine. Și asta s-a văzut, spre exemplu, în momentul în care s-a pus problema dacă din fondul privind tranziția justă se pot plăti plăți compensatorii și pensionarii și se poate suporta pensionarea anticipată a lucrătorilor din mină, unde Comisia Europeană are o perspectivă destul de strictă, respectiv că nu se pot susține astfel de măsuri, că este nevoie ca din aceste fonduri să se susțină măsuri active pentru ocuparea personalului din mină, nu pur și simplu niște plăți compensatorii. Pe când am auzit, bineînțeles, și perspectiva justificată și argumentată că acești oameni au lucrat în condiții grele, au lucrat ca până la urmă să ne clădim întreaga noastră economie bună, rea, cum a fost ea, dar a fost clădită pe economia cărbunelui și că merită o astfel de recunoștință din partea noastră a întregii societăți. Asta mi se pare o dilemă conceptuală interesantă. În același timp, în general, zona aceasta de tranziție energetică, aș zice că peste tot se vede în termen de pierderi, de liabilities, de cât de greu o să fie. Se observă, în general, jumătatea goală a paharului și nu jumătatea plină a paharului. Ori discutam cu Julian Popov, poate vă este cunoscut din Bulgaria, care și el se ocupă de subiectul tranziției juste în Bulgaria. Mi se pare că a lucrat și a fost și ministru la un moment dat și el are un concept foarte interesant pe care l-am dezbătut, cum ar fi să prezentăm această tranziție energetică și să o discutăm în termen de asset-uri, an asset-based perspective asupra tranziției. Pentru că dacă stăm să ne uităm în județele energo-intensive din România, acolo totodată vedem foarte multe asset-uri, foarte multe puncte bune, de la conexiuni forte la rețeaua de energie electrică, pentru că acolo a existat această capacitate instalată, până la abilități din domeniul ingineriei, abilități în domeniul tehnic al personalului, care pot fi translatate către alte domenii. Dar îndeopște în discursul public s-a ancorat această perspectivă a impactului negativ al tranziției și a observării tranziției din această perspectivă a cum să facem să diminuăm pierderile. În același timp discutăm despre tranziție către ce? Pentru că dacă discutăm despre tranziție către neutralitate climatică, așa cum este prezentat conceptul de tranziție justă în politicile publice europene, din punctul meu de vedere riscăm să mergem spre un joc cu sumă nulă.
Pentru că dacă ne uităm și avem drept deziderat doar neutralitatea climatică, cu alte cuvinte, emisiile pe care le producem să le compensăm prin offset-uri, e o traiectorie destul de perdantă. Ultimele cifre arată că pentru a ne încadra global în limita de 1,5 grade Celsius, trebuie să ne reducem emisiile, nu doar să le neutralizăm. Și încă, din punctul meu de vedere, lucrurile astea nu sunt deloc lămurite, mai ales în România. Există o singură declarație politică a președintelui Iohannis de acum câteva luni, care spune că în 2050 România va deveni neutră din punct de vedere climatic. Nu există o strategie în acest sens, nu există o politică publică, nu există nici măcar o definiție a ce înseamnă de fapt această neutralitate climatică. Și putem să ne jucăm un pic cu contabilitatea, dar există riscul să ne furăm căciula dacă nu știm să măsurăm concret unde vrem să ajungem. Mai departe un pic, Victoria. Așa, ca o perspectivă mai largă, câteva vești bune și câteva vești rele pe care le-am remarcat eu în spațiu public în ultima perioadă, mi se pare că există o conștientizare tot mai mare în rândul populației, ceea ce nu exista acum 3 ani, acum 4 ani, acum 5 ani, asupra schimbărilor climatice și asupra faptului că este nevoie să acționăm asupra acestui domeniu. Banca Europeană de Investiții a lansat chiar zilele trecute un studiu prin care arăta că 80% din populația României ei consideră că schimbările climatice sunt importante, că ele există, că sunt reale și chiar că își doresc politici publice care să împingă o abordare mai serioasă a acestor schimbări climatice, inclusiv restricții, inclusiv constrângeri, ceea ce nu putea fi vorba în spațiu public din România acum 3 ani, acum 5 ani, credeți-mă. În același timp, cred că pornim această traiectorie de tranziție în România și de tranziție justă de la premise foarte bune. În primul și în primul rând, industria noastră a trecut printr-o decarbonizare accelerată și printr-o tranziție accelerată către sectorul de servicii, către inclusiv manufactură mai intensivă în cunoaștere și cred că traiectoria asta e ceva pe care putem să construim. În același timp, bineînțeles că nu din meritele actualelor politici publice din nefericire, dar avem un mix energetic diversificat și avem multe surse regenerabile de energie, inclusiv energia hidro, care însă, iarăși, cum spuneam, nu e neapărat rodul unei politici active din ultimii 10, 20, 30 de ani, ci practic face parte din, hai să zic, elementele pozitive ale moștenirii comuniste. Ar mai fi fost de adus în discuție și un alt aspect, respectiv această biodiversitate foarte mare pe care o are România, pădurile, potențialul ăsta de capital natural, care într-adevăr ne poate duce către neutralitate climatică dacă am ști să-l exploatăm în mod corespunzător. Că vorbea și Victoria în introducere sau Camil, nu mai știu, fondurile europene, România are, dacă punem la socoteală fondurile structurale, fondul privind tranziția justă, PNRR-ul și în același timp și fondul de modernizare, 76 de miliarde de euro la dispoziție până în anul 2026 ca să realizeze această tranziție verde. În același timp, cred că veștile rele depășesc veștile bune. O observație personală, mi se pare că ne aflăm la un nivel de capacitate administrativă de implementare a politicilor publice, poate la un minim istoric, din punctul meu de vedere. Și asta o spun în condițiile în care am lucrat în diverse proiecte care au avut de-a face cu sfera publică de foarte mult timp. Acum am intrat dintr-o logică a elaborării de strategie, a elaborării de planuri, efectiv într-o logică de implementare, de scheme de ajutor de stat, de implementare de programe de sprijin și, din păcate, cu excepția anumitor vârfuri din, poate, Ministerul Fondurilor Europene, ministerele din România, cu atât mai puțin autoritățile publice locale și regionale, nu sunt pregătite să lucreze într-o astfel de logică. În același timp, așa cum o să povestesc spre finalul prezentării, mi se pare că toate soluțiile care ar putea să țină în domeniul ăsta al tranziției juste necesită o colaborare puternică între sectoare. Nu e vorba doar de un grant pe care îl dăm unui IMM sau de un grant pe care îl dăm AJOFM-ului dintr-un anumit județ. Este vorba despre proiecte complexe, cross-sectoriale, care să abordeze zona aceasta a calificării, recalificării, ocupării. Iar genul ăsta de proiecte în care să vină mai multe sectoare la oaltă în România sunt rare și sunt rare pentru că avem
o obișnuință a lucrului în silozuri și o obișnuință a un deficit de încredere masiv în societate. Asta cred că toate cifrele sociologice o arată. Ca atare, cum putem să lucrăm împreună dacă nu avem încredere unii în alții? În același timp, zona aceasta tranziție energetice în România este abordată inclusiv la nivel instituțional foarte disparat. Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor. S-a văzut în elaborarea PNRR-ului când Comisia Europeană ne cerea anumite reforme cross-sectoriale, că era foarte greu ca ministerele să cadă de acord între ele pentru că își pasau responsabilitatea de la unii la alții și chiar elaborarea PNIESC-ului, Planul Național Energie Climă, după cum știți, a fost una nevoioasă și se vede că este o însăilare de idei din diferite ministere pentru că nu există deloc această cultură și nici aceste structuri de colaborare interinstituțională. O să mă întâlnesc astăzi mai târziu un pic cu ministra Franței pentru tranziție ecologică. În Franța există un minister pentru tranziție ecologică. Acum doamna Pompili e în vizită în Franța, chiar sunt curioasă cu cine o să discute despre tranziția ecologică în România. În același timp, în toată dezbaterea asta a tranziției ecologice, mi se pare că este foarte important ca în orice joc de altfel să ai avantajul primului mișcător, or, mi se pare că noi, ancorându-ne atât de multă vreme în economia cărbunelui, am pierdut destul de mult trenuri și am pierdut destul de multe oportunități până acum. Nu știu dacă să zic că am pierdut cursa, dar cu siguranță dacă ne uităm în jur, până la și țări precum Germania sau Polonia, investițiile pe care le-au făcut ei, de exemplu, în stocarea de energie electrică și mega fabrici de baterii, sunt absolut impresionante. Iarăși, cred că o altă problemă este dimensiunea aceasta a ezitării. Timp de foarte multă vreme, noi când am început cu Frankfurt School of Management elaborarea planurilor teritoriale de tranziție justă, ne era quasi imposibil să putem să estimăm un impact al tranziției pentru că nu aveam un deadline pentru eliminarea cărbunelui din mixul energetic. Deadline-ul ăsta a apărut, dar a apărut așa cu jumătate de gură, aș zice, odată cu elaborarea PNRR-ului, în care, practic, PNRR-ul nu se închidea până când nu se confirma un deadline privind eliminarea cărbunelui din mix. Deadline-ul ăsta nu apare nicăieri, decât în acest PNRR. Nu apare în vreo lege, nu apare în vreo strategie, nu apare nimic. Dacă te uiți în programul de guvernare, m-am uitat ăsta nou acum, care se votează în Parlament sau s-a votat deja, de curiozitate, într-un loc apare 2030, într-un loc apare 2032, într-un loc apare că vom continua să investim în cărbune. În același timp, la summitul Glasgow, COP26, de acum câteva zile, a existat o declarație a foarte multor state membre, foarte multor state din Națiunile Unite, inclusiv Polonia, inclusiv Germania, inclusiv Vietnamul, referitor la eliminarea cărbunelui din mixul energetic. România nu a semnat. De ce nu a semnat România în condițiile în care și-a asumat prin PNRR lucrul ăsta? Și vedeți dumneavoastră, ezitarea asta, cred că creează foarte multă confuzie în societate, foarte multă nesiguranță din partea investitorilor. Asta este, din punctul meu de vedere, un obstacol major. Iarăși, cred că ne ancorăm mereu și mereu pe tot ce înseamnă care sunt costurile tranziției și cât de prohibitive sunt ele, în loc să ne uităm care sunt costurile inacțiunii. Ori asta este deja evident, numai că se vorbește foarte puțin despre lucrurile astea. Anual România pierde 6 miliarde de euro din cauza defrișărilor ilegale. În ultimii 10 ani am pierdut 4 miliarde de euro din cauza inundațiilor generate de schimbările climatice. Până în 2100 vom pierde undeva între 8 și 10% din PIB din cauza schimbărilor climatice, astea fiind toate cifre din raportul privind semestrul european. 25.000 de morți premature în fiecare an din cauza poluarea aerului determinată în mare măsură de mixul energetic. Astea toate sunt cifre și costuri ale inacțiunii, dar pe care nu reușim mai niciodată să le punem în balans cu costurile tranziției. Aș trece mai departe, povestindu-vă foarte puțin despre ce înseamnă acest mecanism privind tranziția justă, fiindcă în România se înțelege, din păcate, prea puțin că Uniunea Europeană a pus în loc pentru a susține potențialele consecințe negative ale tranziției un mecanism întreg, nu doar un fond. Fondul este doar pilonul 1 al mecanismului, alcătuit în mare parte, într-adevăr, din finanțare nerambursabilă, undeva la 40 de miliarde de euro la nivel de Uniune Europeană, dintre care
2 miliarde de euro revin României. Însă există alți doi piloni ai fondului care constau în instrumente financiare. Unul, pilonul 2, gestionat de BEI și de Ministerul de Finanțe în România pentru sectorul privat, constând în instrumente financiare, și pilonul 3 pentru sectorul public. Există în momentul de față în România, deși au existat succese destul de importante în economia reală din zona de instrumente financiare, există un deficit destul de mare de capacitate în sectorul public pentru a fi creionate astfel de instrumente financiare pentru a fi amestecate granturile cu împrumuturile, cu finanțările de tip equity, astfel încât chiar să putem să asigurăm o tranziție sustenabilă. Și cumva granturile astea, banii gratuiți, ca să zic așa, au canibalizat foarte mult din piață și chiar împiedică dezvoltarea de proiecte și vedem inclusiv performanța României pe instrumentele financiare din exercițiile precedente, nereușind aceste finanțări publice să miște alți bani din economie, astfel încât chiar să putem să facem tranziția. Și cred că e foarte important să ne dăm seama că nu vorbim doar de aceste 2 miliarde de euro din fondul privind tranziția justă, că trebuie să ne uităm cu toată seriozitatea și către ceilalți doi piloni ai mecanismului. Mai departe? Ok, în România ce s-a făcut prin aceste planuri teritoriale privind tranziția justă și care este stadiul lor? În primul și în primul rând, pentru prima dată, probabil, în ce înseamnă exercițiu de programare al fondurilor europene în România, s-a dorit această coordonare și colaborare multinivel pentru elaborarea planurilor teritoriale privind tranziția justă. S-au făcut grupuri de lucru la nivelul fiecărui județ, alcătuite din ONG-uri, societate civilă, business, sindicate, patronate, care alături de agențiile de dezvoltare regională aferente fiecărui județ afectat de tranziție în România, trebuiau să fie cumva sub leadership-ul și ownership-ul consiliilor județene și toate aceste 6 consilii județene să fie coordonate de Ministerul Fondurilor Europene pentru elaborarea planurilor privind tranziția justă. Un mecanism fără precedent pe ce înseamnă fonduri europene în România, această coordonare multinivel, un mecanism pe care Comisia Europeană a insistat foarte mult pentru că și-a dorit să existe acest ownership local al acestor planuri privind tranziția, numai că în România un stat centralizat e foarte, foarte dificil să implementezi un astfel de mecanism. Și cred că, în ciuda bunelor intenții, au fost foarte, foarte multe sincope în creionarea acestor planuri. Multe dintre ele, spre exemplu, generate pur și simplu de lipsa de capacitate la nivelul consiliilor județene de a aduce un astfel de proces de planificare. Pentru că echipa de consultanți pe care am condus-o, noi nu am fost responsabili cu elaborarea planurilor. S-a dorit să nu existe de data aceasta o strategie care să fie pusă în mâna guvernului și guvernul să o implementeze. Ci s-a dorit numai ca noi să fim la dispoziția guvernului cu analize, cu coroborare de date, dar ei să aibă unor și pentru acestor planuri. Vă imaginați că genul ăsta de exercițiu este foarte complicat, mai ales când vorbim de culori politice diferite, mai ales când vorbim de colaborarea aceasta iarăși interinstituțională și în momentul de față nu este clar cum va fi guvernată efectiv implementarea fondurilor, pentru că asta a fost doar guvernanța multinivel pentru elaborarea PTTJ-urilor, dar nu va fi clar cum va fi guvernanța fondurilor în sine. Existând și aici, vă dați seama, foarte multe idei și foarte multe dorințe. Ca să zic așa, județele care au fost selectate în România pentru a primi asistență prin fondul privind tranziția justă și prin mecanismul privind tranziția justă, de fapt, sunt cele 6 județe din România care împreună sunt responsabile pentru 65% din emisiile de gaze cu efect de seră ale României, respectiv județele Cărbunelui, ca să zic așa, Gorjul, Doljul și Cu Hunedoara, după care Galați, Mureșu și Prahova. Numai că, iarăși, Comisia Europeană insistă foarte mult pe o creionare și un ownership local al acestei tranziții, să ne asumăm anumite ținte privind tranziția la nivel local, să ne asumăm anumite direcții, ori lucrul ăsta pur și simplu nu a fost în mandatul Consiliilor Județene și nu este în mandatul Consiliilor Județene să aibă genul acesta de gândire. E foarte dificil să creionare
coordonezi politică energetică la nivel local în condițiile în care în România nici măcar nu știm ce măsurăm. Nu există mecanisme transparente și clare ca să ne dăm seama cum arată traiectoria emisiilor la nivelul județului Prahova. Unde sunt emitenții? Cu cât emit? Cu cât scad? Cu cât cresc? Genul ăsta de date sunt, în cel mai bun caz, disponibile undeva în inventarul național privind emisiile la Ministerul Mediului, unde probabil doi funcționari, singurii care știu treaba asta în România, stau pe toate datele astea, dar datele astea nu sunt folosite la nivel regional, nu sunt folosite la nivel local. Ca atare, ce fel de ownership, ce fel de strategie de tranziție ne așteptăm să aibă județul Galați, județul Prahova, județul Mureș și așa mai departe. Deci, cumva, socoteala din târga a Comisiei este destul de greu de potrivit cu dezvoltările politice și sociale pur și simplu din România. Asta a fost proiectul nostru de consultanță în care am fost implicată. Practic, a trebuit să punem la dispoziția guvernului și o strategie de consultare a stakeholderilor și o estimare a impactului tranziției și un raport privind oportunitățile, nevoile la nivelul fiecărui județ, idei de proiecte, de investiții, analiza ce se colectează de jos în sus. A fost o muncă titanică. Cam toate livrabilele din proiect au undeva la 300-400 de pagini și aș vrea să apreciez foarte, foarte mult transparența perfectă, chiar dacă nu imediat după ce am elaborat noi raportul, dar toate rapoartele astea sunt disponibile public pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Link-ul, din păcate, nivelul de angajare publică pe subiect a fost unul destul de mic la nivel politic. De ce? Pentru că tot procesul acesta de elaborare a planurilor s-a suprapus cu procesul de elaborare a PNRR-ului, motiv pentru care toată atenția politică, publică, etc., etc., asupra fondurilor europene s-au dus spre PNRR, foarte puțin spre PTTJ. Practic, primele trei rapoarte sunt acum disponibile pe site, 4 și 5 vor fi disponibile cât de curând, din câte știm noi. Mai departe? Ok, foarte puțin despre contextul național. Conform tuturor cifrelor, deși ne-am îndeplinit obiectivele pentru 2020, nu o să ni le îndeplinim pe cele din 2030. Începând cu 2013, emisiile noastre de carbon au încetat să scadă, deși am avut o traiectorie foarte abruptă de scăderea emisiilor datorită acestui proces de reconfigurare a economiei, ceea ce indică angajamentul țării insuficient vis-a-vis de tranziția climatică. Ponderea energiei regenerabile, mixul energetic, este o traiectorie complet diferită față de media europeană. Din 2015 la noi energia regenerabilă a început un pic să scadă în mixul energetic în loc să crească. Mă uitam chiar aseară pe cifrele Germaniei, apropo de gazda discuției de astăzi, și acolo vedem efectiv o traiectorie de genul acesta pe tot ce înseamnă energie regenerabilă, iar la noi vedem stagnare. În continuare, intensitatea energetică este cu peste 40% mai mare decât media europeană. Asta înseamnă că, practic, acest final al tranziției va avea loc, din punctul meu de vedere, cam în următorii 5 ani. Mai departe un pic. Și am remarcat și Comisia Europeană lucrul ăsta. Avem și noi în livrabilele care sunt deja prezente pe site-ul MIPE niște cifre cu privire la ceea ce este economic fezabil în România să se facă pe zona de mix energetic și arătăm în livrabilul respectiv cu cifre că avem posibilitatea să ne atingem țintele de tranziție mult mai rapid sau să fim mult mai ambițioși în țintele pe care ni le-am setat. Ținta de 30,7 energie regenerabile din mix pentru 2030 este considerată de Comisia Europeană ca fiind insuficient de ambițioasă pentru că economic ar avea mult mai mult sens să avem o țintă mai mare. Și lucrul ăsta ne-a fost și nouă clar în exercițiul nostru de modelare. Am lucrat inclusiv cu Cambridge Econometrics, care sunt printre cei mai buni modelatori din Uniunea Europeană pe subiectul acesta și am arătat, vedeți, e publică informația de asta, zic că nu spun nimic ce nu e public. Practic, actualul plan național privind energia, clima, are niște cifre foarte distorsionate față de realitatea din piață, pentru că subestimează cu circa 20% costurile, supraestimează cu circa 20% costurile privind energia regenerabilă și subestimează masiv costurile privind certificatele de carbon. Practic, tot PNIESC-ul nostru, toate aceste ținte pe care ni le-am asumat, sunt bazate pe 10 euro tona,
pe când deja în momentul finalizării Pniescului aveam 24 de eurotona de carbon, iar acum a ajuns la 50 de eurotona de carbon. Cu alte cuvinte, nu numai că e economic fezabil, dar e economic imperios să accelerăm tranziția din punctul meu de vedere. Strategia energetică e neactualizată, după cum știți, sunt foarte multe lucruri neclare. Probabil nu vedeți slide-ul acesta și o să trec destul de repede pentru el, fiindcă este destul de clar ce poate finanța și ce nu poate finanța acest fond privind tranziția justă, pentru că lucrurile sunt înscrise într-un regulament european, deci nu prea există cale de manevră, ca să zic așa. Se pot finanța o grămadă de lucruri, de la restaurarea terenurilor, renaturarea siturilor, dezvoltarea de infrastructură verde, managementul apelor, măsuri de eficiență energetică, tehnologii inovatoare de stocare a energiei, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, Comisia mereu spunând că acest fond privind tranziția justă este în primul rând un fond privind consecințele sociale ale tranziției, nu privire la consecințele energetice, căci există într-adevăr alte fonduri care ar urma să susțină consecințele energetice și fondul de modernizare, de exemplu, care e mult mai mare decât fondul privind tranziția justă, se duce undeva la 12 miliarde. Exact ăsta are scopul, să susțină modernizarea sistemului energetic național. Deci, cumva, fondul privind tranziția justă ar trebui să se concentreze pe dimensiunea aceasta umană a tranziției. Asistență pentru căutarea unui loc de muncă, incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Noi, apropo, și asta cred că e deja public în livrabilul 3, cu siguranță o să fie în livrabilul 4 din proiect pe site-ul MIPE, am descoperit în teritoriu, în aceste 6 județe, o capacitate foarte scăzută a agențiilor publice de ocupare cu privire la creionarea de programe active de incluziune pe piața muncii, de abordarea șomajului de lungă durată, de abordarea, de exemplu, nu știu, județul Dolj e un punct, e foarte relevant. Are o medie a șomajului undeva la 8%, 70% este aproape dublu față de media națională, tot acest șomaj fiind concentrat în afara Craiovei, care Craiova are un șomaj undeva sub 1%, există o economie masivă în creștere în municipiul Craiova, în schimb în restul județului nu se reușește această activare a forței de muncă. Se susțin investițiile productive în IMM-uri, se pot susține investițiile și pentru întreprinderi mari, dar doar dacă acele investiții fie duc la crearea unui număr mare de locuri de muncă în condițiile în care se demonstrează că se pierd locuri de muncă în județul respectiv, fie dacă întreprinderea mare respectivă face parte din mecanismul ETS și prin fondurile pe care le-a primit din mecanismul din fondul privind tranziția justă și a reduce emisiile semnificativ sub benchmark-urile europene. Se finanțează inclusiv investiții în mobilitate, se pot finanța inclusiv investiții în mobilitate locală, etc., etc. Dar cert este că toate aceste investiții sunt condiționate de elaborarea și aprobarea de către comisie a planurilor teritoriale privind tranziția justă. După cum este și informația pe site-ul ministerului, în momentul de față negocierile cu Comisia Europeană sunt în proces de derulare. S-a trimis o primă variantă a planurilor către comisie și negocierile sunt în derulare. Sunt destul de întârziate, dar eu sper să se recupereze un pic din decalajul ăsta. După cum știți, toate fondurile europene în România, mai puțin PNRR-ul și programarea tuturor fondurilor europene este întârziată, dar, mă rog, asta e o altă discuție. Ce nu poate finanța FTJ-ul, asta e următorul slide, nu se poate finanța nicio investiție în combustibil fosil, nici în gaz, nici în cărbune, nici în țiței, nimic, la rafinărie eventual, doar dacă rafinăria vrea să producă biocombustibil. Nu se poate finanța, nu se pot finanța întreprinderile aflate în dificultate, ca atare Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara, nu se pot finanța investițiile în infrastructură turistică, asta este ceva ce există o dorință destul de mare a stakeholderilor la noi să se finanțeze aceste investiții în infrastructură turistică de la pârtii de schi la telegondole, pentru că se dorește finanțarea directă a antreprenorilor, a investițiilor productive în turism. Și acest semn de întrebare pe plățile compensatorii, după cum vă spuneam. Mai departe, nu mai este mult.
În slide-ul acesta vedeți ceva interesant. Vedeți și puteți găsi în livrabilul 3 de pe site-ul MIPE exact aceste grafice explicate foarte clar pe acest model econometric care a fost folosit în cadrul consorțiului din care am făcut parte. Am încercat să estimăm care este impactul diferitelor scenarii. Un scenariu în care mergem după țintele din PNIESC, un scenariu în care mergem după țintele de tip Green Deal, un scenariu în care avem un call phase-out accelerat și un scenariu în care mergem pe o sensitivitate care e determinată de costuri cu energia regenerabilă mai scăzută și am încercat să vedem care este impactul acestor trei scenarii asupra trei variabile. PIB, șomaj și emisii de carbon. E foarte interesant, linia aceasta cu negru este PIB-ul, negru simplu. Linia cu triunghiulețul punctat este și linia întreruptă, practic, este linia de tip, un scenariu de tip Green Deal. M-aș concentra pe scenariul ăsta de tip Green Deal versus scenariul din PNIESC. Dacă mergem pe țintele actuale pe care și le-a asumat România, vom avea pe termen scurt un impact negativ în PIB, după care încet, încet se va recupera spre 2020 undeva la 0,5% contribuție pozitivă în PIB, pe când noi am arătat, prin modelarea pe care am făcut-o, că un scenariu de tip Green Deal, Pact Ecologic European, ar duce la o creștere a PIB-ului în România cu 2%. Dacă ne uităm pe zona de șomaj, iarăși vedem că, într-adevăr, avem impact mai scăzut dacă adoptăm un scenariu conservator de tranziție, care este scenariul din PNIESC, avem undeva un impact pe șomaj undeva la minus 0,05% și, totodată, dacă mergem pe un scenariu de tip Green Deal, Pact Verde European, vedem că se scade la nivel național impactul pe șomaj, este de minus 0,25%. Iar și e un impact mult mai mic decât se crede, dar este un impact și o să vă arăt imediat cifrele și la nivel regional, motiv pentru care, într-adevăr, cumva trebuie concentrat pe zona asta de măsuri active de ocupare. E destul de interesant că dacă adoptăm un scenariu de tip PNIESC, emisiile de CO2 ale României vor scădea un pic cam cu 5% până prin 2024, după care vor crește mai mult decât în prezent, undeva la finalul anului 2030. Dacă adoptăm în schimb un scenariu de tip Green Deal, emisiile României vor scădea cu peste 30%. Slide-ul următor, care e probabil cel mai interesant, îl găsiți și în livrabil. Am făcut o modelare ce înseamnă într-un scenariu de tip baseline. Scenariul de tip baseline este un scenariu care urmărește exact logica de piață actuală, prețurile actuale ale carbonului, politicile europene actuale. Este un scenariu ușor mai puțin verde decât Pactul Ecologic European, dar foarte apropiat de Pactul Ecologic European, fiindcă cumva asta a fost, așa funcționează modelarea econometrică, să extrapoleze tendințele actuale din piață. Într-un astfel de scenariu, vedeți acolo pe toate cele 6 județe, cu câte mii de locuri de muncă se vor pierde, respectiv se vor câștiga în diferite sectoare. Cu roșu, evident, acolo unde sunt pierderile cele mai mari, cu verde unde sunt câștigurile cele mai mari, galben, portocaliu, cifre in between. Și la sfârșit vedeți acolo pierderile per medie, per județ. Nu sunt mari, adică dacă ne uităm, județul Mureș câștigă 1000 de locuri de muncă, județul Galați pierde 2000, județul Dolj pierde 8000, județul Gorj pierde 5000, județul Hunedoara pierde 5000. Asta în condițiile în care excludem pierderile de locuri de muncă din agricultură, care n-au nimic de a face cu tranziția energetică sau, hai să zicem, foarte puțin, dar care, conform modelărilor noastre și ale partenerilor noștri de consorțiu, vor fi masive în următorii 10 ani în România. Ca atare, la șomajul ăla structural de lungă durată se vor adăuga șomeri cu educație slabă din sectorul agricol, etc. Vedeți mai cu seamă în județul Dolj, pe următorii 10 ani există o anticipare, conform acestui model pe care l-am folosit noi, de 27.000 de locuri pierdute de muncă în sectorul agricol. Tocmai de asta am încercat să distingem între rezultatele cu sectorul agricol inclus și fără sectorul agricol inclus. Pentru că dacă ne uităm la rezultate cu sectorul agricol inclus, într-adevăr ne speriem, dar iarăși aceste rezultate nu sunt datorate de vreun fel tranziției.
energetice. Da, scuze, astea sunt procente sau sunt procente? Nu, astea sunt mii, mii de locuri de muncă, minus 2000, minus 5000. Okay. Era prea mult să pui... Erau multe zerouri. Zerouri, n-avea sens, n-avea sens. Sunt mii, sunt mii de locuri de muncă astea. Iarăși vedem sectoare care câștigă. Sectorul serviciilor și sectorul public, sectorul transport, turism, câștigă mai în toate județele, numai că aici se pun o problemă iarăși referitoare la skills mismatch, cum se zic în română. E posibil ca în sectorul energetic, de exemplu, unde se pierd locuri de muncă, după cum vedeți, mai ales în Gorj și în Hunedoara, dar chiar și în Prahova, e posibil ca de acolo să rezulte angajați cu skilluri mai slabe decât skillurile solicitate în sectorul serviciilor, ca atare care ar urma să crească, deși dacă ne uităm pe structura ocupațională a complexului energetic Oltenia, am fost și eu surprinsă și chiar la Hunedoara să văd că peste jumătate din angajați sunt angajați cu studii superioare. Ca atare, teoretic, o reconversie profesională a unor astfel de angajați nu ar trebui să fie la fel de dificilă ca o reconversie profesională a angajaților din MIR. În fine, astea le puteți citi în raport, le puteți analiza, am făcut pentru fiecare județ estimările astea, cine are timp și chef de așa ceva, chiar aveți toate estimările astea. Mai avem doar două slide-uri. Un slide interesant, următorul, Victoria, stai să văd dacă... Așa, nu intru în detalii pentru că n-aș fi avut timp, dar rapoartele care sunt publice, găsiți analize județ cu județ, ne-am uitat pe date de la ONRC, pe date de la ITM, pe date din strategiile de dezvoltare județene, am solicitat date privind siturile contaminate, etc. Și am făcut, aici sunt doar niște treceri în revistă, dar am făcut exact niște diagnoze cu privire la care sunt sectoarele economice care cresc, care sunt sectoarele economice care scad din punct de vedere al cifrei de afaceri, din punct de vedere al locurilor de muncă, de asemenea, unde vedem cele mai mari întreprinderi, în ce domenii, în fiecare din aceste județe. Totodată am făcut o analiză inclusiv a intensivității cunoașterii în fiecare din județe cu rezultate surprinzătoare, ca spre exemplu Prahova, unde deși este unul dintre cele mai bogate județe din România, producția din Prahova este foarte puțin intensivă în cunoaștere, ca atare acolo vă dați seama ar avea sens niște intervenții pentru creșterea intensivității cunoașterii și pentru cercetare, dezvoltare în domeniul IMM-urilor, în domeniul marilor întreprinderi, ca să le crească productivitatea. Ce vedem în schimb, și asta e destul de interesant pentru audiența de astăzi, v-aș spune asta, în multe din județe vedem industrii care au crescut din punct de vedere al cifrei de afaceri în ultimii 10 ani, cu până la 10, 20, 25% și au scăzut din punct de vedere al locurilor de muncă sau au stagnat. Deci această creștere a productivității fără creștere a locurilor de muncă este ceva ce e destul de interesant ca fenomen, cam peste tot prin țară și prin toate județele, inclusiv în județele acestea mai sărăcuțe, cum le zicem noi, Hunedoara, Gorj, unde iarăși am remarcat că există industrii foarte interesante, altele decât cea energetică, care au început să se dezvolte și care au început să crească. Deci iarăși, apropo de ce vă spuneam la început, dacă ne bazăm pe o perspectivă de pierdere sau dacă ne bazăm pe o perspectivă de potențial de creștere. La final, ultimul slide al prezentării mele, așa niște concluzii transversale vis-a-vis de cum ar trebui și ar putea să fie utilizate aceste fonduri privind tranziția justă, deși, repet, planurile teritoriale sunt exclusiv apanajul guvernului, al consiliilor județene, dar e clar că, spre exemplu, această nevoie de decontaminare a siturilor afectate, a siturilor contaminate, a terenurilor degradate, este o nevoie transversală în toate cele 6 județe, cu puncte cheie în Hunedoara, Gorj, Prahova și Mureș. Datele oficiale subestimează masiv problematica siturilor contaminate și degradate și a terenurilor contaminate și degradate, însă problemele legislative pentru folosirea fondurilor europene în aceste domenii sunt foarte complexe, pentru că teoretic trebuie respectat principiul european, poluatorul plătește. Ca atare, eu nu pot, spre exemplu, să vă dau așa un exemplu, să susțin din fonduri europene poluarea pe care a generat-o Azomure și, nu știu, vreo haldă
poluată de la Azo Mureș, pentru că este responsabilitatea Azo Mureșului să plătească. Dar sigur, dacă sunt situri contaminate istoric care au intrat în proprietatea statului și poluatorul e în faliment sau a dispărut de mult de pe vremea comunismului, acolo fondurile acestea pot ajuta în proiecte care să meargă nu numai pe zona de curățare a terenurilor, dar și pe zona de dezvoltare industrială, parcuri industriale, tot felul de idei interesante de ocupare și de renaștere urbană în astfel de zone, inclusiv în Ploiești, spre exemplu. Care investiții poate să ducă la oportunități de afaceri, noi locuri de muncă. Dar iarăși, sunt niște intervenții complexe, intervenții pentru care România nu prea are modele de succes și totuși care ar putea fi intervenții foarte interesante. Sprijinirea antreprenoriatului. Sprijinirea antreprenoriatului e evident ceva ce e așa un fel de copil, nu știu, the child prodigy, copilul model, da, al Comisiei Europene, vrem să sprijinim antreprenorii, vrem să sprijinim IMM-urile, e o investiție transversală, evident, în toate cele 6 județe. Am arătat inclusiv într-unul din rapoarte, nu cred că e încă public, cam cât costă, cu ghilemele de rigoare, crearea unui loc de muncă în județe dacă se investește în IMM-uri. Și sunt sume foarte mici. Ca atare e foarte rentabil să investești în IMM-uri, mai cu seamă în Gorj și în Hunedoara, ca să creezi locuri de muncă. Numai că, iarăși, există această problemă care a fost încurajată de felul în care se numără succesul la nivelul Comisiei Europene, noi locuri de muncă, noi locuri de muncă. Și ca atare această perpetuă creare de noi întreprinderi, falimentare, iarăși creăm noi întreprinderi, etichetează ca să dea bine la statistică. O recomandare pe care am făcut-o noi de-a lungul tuturor rapoartelor este concentrarea pe scalare, pe identificarea celor mici campioni locali care de bine de rău au supraviețuit decadelor dificile prin care am trăit, deceniilor dificile prin care am trăit, căci există în fiecare județ antreprenori cu 8, 10, 4, 10, 15 angajați, ajutarea lor pentru scalare, pentru internaționalizare, pentru tehnologizare, pentru diversificarea liniilor de producție, etc. Indicatorul ăsta de noi locuri, de noi întreprinderi create, din punctul meu de vedere, ne duce spre ceva ce nu e ok. Iarăși, dacă se creează incubatoare de afaceri, parcuri industriale, avem exemple prin toată țara, parcuri industriale care zac neocupate, trebuie foarte atent gândite genul ăsta de investiții în infrastructură fizică, cu investiții în susținerea prin instrumente de finanțare a unor noi firme și a unor noi locuri de muncă în respectivele județe. Finalmente, zona aceasta, dimensiunea de recalificare, perfecționare, aici este probabil cea mai spinoasă problemă, pentru că e nevoie de colaborarea aia transsectorială de care vă spuneam la început. Investițiile în perfecționare, școlarizare, etc. Asta am avut discuții și cu sindicatele în timpul consultărilor, fiindcă am avut, cred că undeva în timpul proiectului noi ca consultanți, peste 300 de interviuri pe care le-am derulat și mi s-a spus clar că genul ăsta de școlarizare, dacă nu vine la pachet cu un loc de muncă, nu face niciun bine. Ca atare e nevoie de programe de-astea mixte, întreprinderea care să se angajeze că dacă îi se subvenționează atâta din costuri, pune la dispoziție atâtea locuri de muncă, școala profesională sau ceva centru de formare să vină cu partea de formare și să existe simbioza asta, care nu s-a făcut până acum în România. E ceva ce arhitectonica actuală a ocupării și a locurilor de muncă și așa mai departe foarte greu se creează.